Bine ai venit la înregistrarea ghidată despre cum să te trezești fericit. În timp ce veneam spre studio ca să înregistrez acest material, o ascultam pe Oprah, care spunea că recunoștința este cel mai important lucru pe care îl poți face pentru a-ți îmbunătăți viața. Iar asta vine de la o femeie care a intervievat și a petrecut timp în preajma unora dintre cele mai strălucite minți ale lumii. Când combini puterea recunoștinței cu acest exercițiu de dimineață, pe care ți-l voi prezenta în momentele următoare, chiar te poți transforma într-o persoană care se trezește fericită în fiecare dimineață. Așadar, îți recomand să îl practici în fiecare zi după ce te trezești. Ideal ar fi să se întâmple înainte să te ridici din pat. La început s-ar putea să uiți, așa că îți recomand să îți pui un reminder în baie ca să nu uiți complet de el. Unii oameni leagă o ață de periuța de dinți, alții pun ceva pe sticla de șampon. Găsește o metodă care să-ți amintească de acest obicei, oricare ar fi aceasta, pentru că, după ce îți va intra în obișnuință, nu vei mai dori să încetezi să-l practici. Acum hai să mergem mai departe și să începem. Chiar dacă nu este un element cheie al procesului de a te trezi fericit, aș vrea să-ți concentrezi o clipă atenția asupra corpului și minții tale și să respiri profund de câteva ori. Fă asta chiar acum, închizând ochii și inspirând ușor pe nas și expirând pe gură. Începe prin a te întreba pentru ce ești recunoscător. Poate fi pentru casă, locul de muncă, familie, prieteni, sănătate, animalele de companie, hobby-urile, pentru faptul că locuiești la țară. Oricare dintre aceste lucruri poate fi un răspuns. Alege un lucru pentru care ești recunoscător și apoi întreabă-te de ce ești recunoscător tocmai pentru acesta. De exemplu, dacă ai ales casa, ai putea să te gândești că ești cu adevărat recunoscător pentru că ai un loc sigur în care să trăiești, că ai apă curentă și electricitate, că toate acestea sunt niște lucruri minunate pe care le apreciezi. Adevărata magie a acestui exercițiu decurge din felul în care te face să te simți. Așadar, întorcându-ne la exemplul casei, poate că aceasta te face să te simți în siguranță. Sau poate că te face să te simți mândru, pentru că a trebuit să economisești mult timp ca să o achiziționezi. Indiferent ce sentiment ai avea, cheia acestui exercițiu constă în a reproduce acele sentimente folosindu-ți cele 5 simțuri în măsura în care se pot aplica. Gustul, pipăitul, vederea, mirosul și auzul. Crearea de imagini este una dintre cele mai puternice căi de a recrea acele sentimente, de a le invoca. Așadar, dacă casa ta te face să te simți în siguranță, imaginea pe care o vei vedea te va surprinde pe tine acasă, simțindu-te în siguranță. Îți vei imagina cum te simți în casa ta, ce vezi când ești în casă, care sunt sunetele pe care le auzi, cum miroase în jur, tot felul de lucruri de genul acesta. Toate acestea creează tabloul complet al modului în care te simți, creând totodată o legătură pe care vei dori să o recreezi cât de des vei putea. Amintește-ți că acționăm în concordanță cu ceea ce simțim. Așadar, cheia acestui exercițiu care chiar îți va schimba viața este să recreezi sentimentul pe care îl ai pentru fiecare lucru pentru care ești recunoscător. Anterior, ți-am prezentat un exemplu simplu în acest sens. Iar acum te rog să treci de unul singur prin toate exemplele. Ți-am oferit mai devreme o parte dintre răspunsurile pe care s-ar putea să le folosești la exercițiile care urmează.
Acum te rog să treci prin încă 4 exemple pe cont propriu. Tot ce voi face eu va fi să îți adresez întrebările. Aceleași întrebări pe care ți le vei adresa și tu când vei exersa pe cont propriu. E bine să te obișnuiești cu ele, pentru că le vei folosi și în viitor. Așadar, ai identificat primul lucru pentru care ești recunoscător. Acum vom trece la identificarea celui de-al doilea lucru. Pentru ce mai ești recunoscător? Pentru ce anume ești recunoscător în mod special în legătură cu acest lucru? Cum te face să te simți? Din nou, pentru ce ești recunoscător? Pentru ce anume ești recunoscător în mod special în legătură cu acest lucru? Cum te face să te simți? Pentru ce ești recunoscător? Pentru ce anume ești recunoscător în mod special în legătură cu acest lucru? Cum te face să te simți? Și încă o dată, pentru ce ești recunoscător? Pentru ce anume ești recunoscător în mod special în legătură cu acest lucru? Cum te face să te simți? Este un exercițiu nespus de ușor și foarte rapid în același timp. Dacă m-ai întreba pentru ce sunt eu recunoscător în acest moment, aș spune că sunt recunoscător pentru că ți-ai făcut timp ca să asculți această înregistrare ghidată. Pentru ce anume sunt recunoscător în mod special în legătură cu asta? Pentru că o apreciezi atât de mult încât îi vei face loc în programul tău încărcat de peste zi și o vei asculta. Iar asta înseamnă mult pentru mine și mă face să scriu cum mă simt vis-a-vis de acest lucru. Mă simt bine pentru că ofer ceva valoros. Mă simt mândru pentru că pot împărtăși ceva de valoare cu alți oameni și pentru că te va ajuta să îți îmbunătățești și să îți transformi viața așa cum s-a transformat și viața mea. Și aș putea continua la nesfârșit în legătură cu modul în care mă simt. După cum vezi, am făcut asta destul de rapid. Așadar, pe măsură ce vei practica acest exercițiu, va deveni foarte ușor. Eu pot face acest exercițiu dimineața în câteva minute, după care mă simt reîmprospătat și reîntinerit și gata să-mi încep ziua. Așadar,
nu trebuie să exersezi cu 5 lucruri pentru care ești recunoscător în fiecare dimineață. Unii oameni se rezumă la 3 lucruri și este foarte bine așa. Uneori suntem întrebați dacă trebuie să amintim aceleași 3 lucruri în fiecare dimineață. Ei bine, asta nu contează. Poți să amintești aceleași 3 lucruri în fiecare dimineață, mai ales dacă ai 3 lucruri speciale pentru care ești recunoscător. Sau poți să le schimbi ordinea, sau poți să le combini. Orice funcționează pentru tine reprezintă o abordare corectă. În concluzie, dacă îți vei începe fiecare zi cu acest exercițiu de recunoștință, vei ajunge la punctul în care te vei trezi în mod firesc, bucuros și entuziasmat să îți începi ziua. Asta pentru că, în timp, vei asocia experiența de a te trezi cu experiența pozitivă de a simți o recunoștință profundă. Așadar, ca întotdeauna, în cinstea reușitei tale de a-ți găsi împlinirea în cumpătare.